aș vrea să vină Viorica Dăncilă, așa e asta. Pe cuvânt că am avut de-a face cu oameni proști în viața mea. Am avut mulți proști, că prin natura meseriei sunt profesor de matematică. Și deci l-au dus prostea la alt nivel, la politică de stat. Ați observat? Dacă zici că e proastă, lumea mai reclamă faptul că sunteți misogini. E prima femeie prim-ministru a României, nu-i obișnuită. Fals! Adrian Năstase a fost. Nimic, mă, dacă n-are foie de mână, nimic nu poate citi. Nimic nu poate vorbi, absolut. Are soț, că are și copil, deci... cum e Dăncilă cu soțul în pat, citește de pe foile lui Dragnea, așa? Acum mă pup, te pup și eu. Acum mă atind jos și eu nu văd că e scris mic. Stai să-mi suf! Serios, așa, ei, trebuie să avem decență. Pervers, Dragnea, mă, pervers. Fură bani de la copii. La test copii au ajuns să fure și banii din dedicațiile primite de Adrian Copilul meu. Și Claus Iohannis a zis că suntem conduși de niște penali. Bine, asta a zis o jumătate de oră. V-am zis o aia că între două cuvinte rostite de Iohannis îmi va slui striviolul. Și-a luat amendă de la Consiliul Discriminării 20 de milioane. Așa e, dacă nu poți să înjuri, trebuia să zic că suntem conduși de niște penali, mâncăveți pula. Atunci meritau, mă, meritau 100 de milioane, te-ai descătușat, te-ai... Și ați văzut cum fac ăștia, mă, ca să ne întoarcă ochii de la problemele țării, ne dau zile libere, weekend-uri prelungite, mini-vacanțe. Am ajuns să ne luăm zile libere din concediu să mai lucrăm ceva, că nu ai încăză nimeni. Acum, spectacole, că e centenar. Centenarul păstrătă tricolor, 100 de ani de la facerea României și în reclame ați văzut. Cum se rămân noi centenarul dacă nu încingând grătarul? Reclama la Penny, așa și sună. Sau ăsta, Tudor Chirilă, ăla care n-are nastru la cămașă. Nici la tricou n-are nastru, până la burichi, să-i se vadă, are trifoși pe piept. Și el face reclamă la o bere și zice, sunt Tudor Chirilă și dau o bere pentru România, dă-te-a în pula mea dezgărcit. Dacă-ți bani îți dă proteveu, ai putea să ne dai 100 de hectolite. Ciocolata cu rom pentru centenar și-o schimbat ambalajul, are numai tricolor, nu mai scrie nimic. Ciocolata aia, Lion, are reclama, Lion, trezește leu din tine. Oare la ciocolata cu rom, dacă o mânci, ce trezește? Foarte șmecher și foarte abiluită cum deturnează problemele țării, referendumul ăla, între bărbat și femeie, soț și soție, familie tradițională. Hai să recunoaștem că suntem mulți bărbați care au din inima, avem un vagin. Și multe soții au coaie, din fericire. Trebuia următorul referendum să fie pentru familia tradițională de albine. Că nici aia nu-i tradițională, că e o regină, singură activă sexual în stup, 60 de albine de lucrătoare, 60 de mii de albine lucrătoare care de-aia fac hexagonele perfect, că-s frustrate, numai cu paia, să zic eu. Și 300 de trânturi, ca bărbat. Ce face un bărbat? Șede, așteaptă mâncarea, fute atât ce mișcă și din zbor, și după fiecare futai moare. Așa sunt bărbații, mă. Așteptăm mâncare, fute-o de ce prinde și după fiecare fute-ai murim un tic, e rușine. Nu, dar Clujul foarte bine, Clujul vest, Clujul civilizat, un fel de Vienă corcită cât Budapesta, e altceva. Clujul e alt până ieși în trafic. Zi de zi câte o știre din Cluj la Pogă. Șofer mort de beat, surprins în trafic. Aici îți dau o chestie, mort de beat. Că mai sunt unii șoferi pensionari morți, dar ei nu știu și nu e mort de beat. Poți să-l condamn pe omul ăla la cum să circulă în Cluj? Și-o terminat toate postările pe Facebook și-o văzut în prietenii, s-o aranjat aici, s-o terminat câcile. Avea o navetă de bere, ce să facă? Nu-l pot condamna.
șofer prins fără permis la volan pe calea Mănășturi. De ce să-l amendez? Pe calea Mănășturi încă merg căruțele. Calea permis? Și când circuri și ai 6 la oră, 6 km la oră, nu ești pieton în propria mașină? Serios acum, când vine la un moment dat, pe la 8 seara, când merg că te florești, că tu ai treabă în gilă. Că nu-ți vine să ieși din mașină, să scrie acolo pe parbriz, mă vinde, să iei taxi și să mergi acasă. Dar de unde taxi? Am văzut, este cantina primăriei unde asistenții sociali primește câte o plasă plină de mâncare. Când o scoate afară, aprinde o țigară, scoate smartphone, halo? Halo, taxi? Auzi tu că n-are taxi? Vede să zici, cheamă Uber-ul închis. Unde să mai zici că locuri de parcări? De unde locuri de parcări, domnule? Te bucur pe dorobanților când găsești un loc, îți lași acolo de mașină și zici, nu, mami, bine, am găsit loc de parcare. Mereu un ecran. Am ajuns așa de stresat cu parcările, că parchez în garaj mașina, mă dau jos și îmi pun numărul de telefon în parbriz. Nu-i mai bine de șoferii mei, că eu-s din Alba, nimeni nu-i perfect, șoferii de Alba. Nu-mi dați. Nu lasă, că și acum gravidele mă depășesc și mi-arată. Șofer de Alba, zice că la tine în Alba e numai un semafor, da, mă, dar unde avea nețele o lună? Șofer de Alba. Bă, m-a claxonat o mașină de la Pompe Funebre. Nu să se grăbească dacă e mort. E mort, dacă nu e mort, ce să te grăbești? Șoferii de Alba, cum coboară feleacul, cum îi iau platformele de tractări de la Pompe? Turiști în Cluj-Napoca, așa, popcorn, bea, ni, ce fac, ni. Așa e în Cluj-Napoca, pe cuvântul meu. Când zici că e weekend și poți circula, se închide tot centrul Clujului. Aliul Clujului. Câștigat de un italian. Să mai închide weekendul următor tot centrul. De ce? Maratonul Clujului. Câștigat de un kenian. Pe cuvântul meu aș face maratonul de blowjob, să închide tot calea Turcii. Dar mi-e frică că și acolo câștigă cineva din Achilleș. Fabrici. Vorbea de metrou și colegul Unguru Bolan. Aplauze încă o dată și pentru toți colegii din seara asta. Ioana, Bob, Ioana, foarte bună seara. Și aplauze și pentru că n-ați venit în seara. Metrou în Cluj. Nu, e bine că se face metrou în 2040, care nu mai trăim. Dar e o problemă, că se scurmă pământul, se scoate pământul de dedesubt și o să cădem când îl fură ungurii. Aia se trage un strat de bitum și circulă ungurii pe stăpâni. Nu înțeleg de ce domnul primar Emil Bob, de ce mai este 2 ani până la campanie, de ce zice, de fiecare dată când apare în presă, că o să facem metrou în Cluj. Bine, el zice mai repede. De ce mai trebuie la domnul Bob? Că n-are rival oricum. Și să nu mai candideze, tot el este. E cuvântul meu și dacă Nelson Mondialul nu o să-l rivalizeze. O să moară de 30 de ani Clujenii, dă ștampila pe Bocosul, dă-ți Bocosul să fie primar. Clujenii sunt foarte mândri și încântați de asta. Atât au făcut pentru noi. Pentru noi, clujenii, domnul Boc, atât ce-au făcut? Apii... Ochii fain în Cluj, uite, vara asta au pus 4 lebe din chios. Cine își poate dori ceva? Doar pe două negru, zici că e un Cluj. Haide. Extraordinar. Aia din Roca, din Mărăș, le hrăneau cu mici ca să vină la poliție. Erau colegii, prietenii de la poliția locală, știți aia, păzeau, am titan, tot câte doi, păzeau lebetile. Dar în centru, le zic, în centru, sunt jafuri, sunt furturi, ca drogații, ca și cum cad castanele pe... Trebuie să le apărăm. De rațe. Rațele s-o lineva, rațele din Chiu, să zic, nu, din cauza de la pizdele astea de lepete, nimeni nu-și mai face poze cu noi.
exact ca studentele din anul 2 de la Sega, când vin bobacele din Zalău. Ce vă mai place Zalăul? Ca apropo de trafic, zice că... Tăți știrea zice așa, patru tineri într-o mașină au făcut 12 ore din Cluj-Napoca până în Zalău. Bă, pe jos faci 10. E, dar mergeau după droguri. Și pe mese și la atacatorci. Cum să mergi să-ți iei droguri din Zalău, că în Florești e cel mai mare laborator de droguri din Cluj? În Florești! Procurorii 24 de ore au făcut rechizitori acolo și au găsit ecstasy, amfetamină, ouă de nu știu ce procite de cocoșul de la... Nu contează! Normal atunci când faci din Florești până în Cluj 3 ore și ai material, ai matrafox, nu te interesează! Habar n-ai? E frumos în Cluj, Napoca! Vin studenții în anul întâi și se cazează că nu-s locuri încă mine. Mătușile au murit, merg în chirie. 300 de euro o cameră. Fain de Cluj. Bă, de 300 de euro iei două mandate de primar în Vaslui. Sau poți să-ți iei în mănășturi o garsonieră, 16 metri pătrați, 50.000 de euro. Bă, dar ce vecine ai? Ochiul mic, ochiul mic, becu, becu! În mănășturi nu trebuie să fie Halloween să vezi oameni cu cuțit în spate. Deci în mănășturi, dacă ai parcat pe locul altuia, nu numai că stai cauciucurile de la mașină și roata de rezervă. Ia ceva e o țară cu capitalul la bine, ia ceva mănășturi, să fim serioși. Și aveai vezi cu două zile înainte de începerea anului universitar cum vin loganurile, mașinile, cu copii, cu studenți, cu părinți. Tata tot timpul duce rafia cu unitatea centrală și aici la subsoară un raft. Mama cu plasele numai hurducă în instanțele cercetare, numai hurducă borcanile de zacuscă. Studenta cu mâna aici lângă neaș, să n-o obosim că-i boboc și mă să-i spune să mânci bio. S-a făcut zacuscă dulceața-i putui de la mătușa Natalia să mânci. Cum pleacă acasă părinții, cum rup KFC-ul? Ce cântă? Morning Melts, Carmela Te. Așa mă chema și bună. Hai, dragă, să-ți mânci chicken. Că ți-e mâncă bunătul. Hai, dragă, să mânci bio și să înveți bine, încât suntem 5 noiembrie. Așa, la facultate, în primul an, primele 5 cursuri, pentru fetele alea mele la tăi. Învață, subliniază și pun post-ituri. Își notează ce n-au înțeles să-l întrebe pe prof, folosesc carioci. Până vine iubii cu markerul și de fiecare aștia. Le circălește iubii cu markerul, de-i stat foile din mapă. După aia uită de facultate, nu mă postează pe Facebook. Easter time. Hashtag în față, Easter time, tradus, mâncăm. Lunch, celebration, Easter time, iară mâncăm. Hashtag, quality time with my family. Sunt mai tatticul. Acum mai nou sau mai vechi, pun câte o ceașcă de cafea unii pe Facebook și scriu sub ea, cu cine îmi beau cafeliuță? Mă gândesc așa, scriu. Cine îmi beau cafeliuță dimineața asta? Dar se pune și la prânz ciorbița cu cine îmi beau? Și sara, căcuță, cu cine fac? Pe Facebook le faci cu cine ore, că de lumea trebuie știe. Și citatele alea motivaționale, trăiește-ți fiecare zi ca și când ar fi ultima. Bă, unii o iau în serios, ea care își fac live când conduc 189. De ce ți-ai face live când ești la volan? De ce ți-ai face live pe Facebook? Ești la... Ce să arăt? Ce să spun? A intrat Maricica de pup, a intrat Marius de pup. Am intrat într-un stâlp, a intrat și Sfântul Petru. Vrea cineva plămânții? Cat! Primiți! E foarte greu, domnule, să trăiești fiecare zi ca și când ar fi ultima. Trebuie organizare, nu? Să zic că, domnule, mâine mor, nu? Ce fac? Sunt boba? Caut restaurant, e fiecare, caut fără, e mai greu ca la o muncă. Foarte greu.
Bă, după aia pe cine suc ca să-mi vină la mormântare? Că nu-i ca la Londra. Hai bă, că și eu ți-am fost. Trebuie să te organizezi, plus că e ultimul drum. Nu poți să mergi oricum în plecat așa de la drum. Slică, trebuie să te îmbraci frumos, că nu știu unde ajung. E mai greu că la nuntă e fan. La nuntă te îmbracă mami de acasă. Fără vestuță. Am fost la o nuntă, eram cu vestuță peste cămașă. Tătă sala mă striga, 2000! Te duci acolo, îți mânci aperitivul, dacă-l poți. Pe cuvânt, aperitivele din ziua de azi, probă de cultură generală. Boucher de mousse de saumon fumé. Parcă și vezi cuplul din Monțe, da? Doamna cu dicționarul, el cu microscopul. Zice, o zi saumon, îl văd fumé. Nu, zice, cum arată? Zice, nu știu, dar mișcă. Îți proști ăștia de la nunț. A trebuit nu aperitiv să fac, aperitiv cu chiftele. Chiftele, cu salată, biof. Dar lasă mâncă la o nuntă, după aia te ți zbezi, poți să le dai banii zărguziar, nu mai interesează pe tine. Mai nou când sun se confirm că mergi la o nuntă, te întrebă și ce meniu dorești, normal sau vegan? De ce în pula? Dar știm de la grădiniță, ce mă, jur cu veganul. Dar știți, se transformă ușor meniul vegan în meniul de dulce. Dacă lângă germeni pui și niște frunze de coile popi și ptiți la țigănici. Ce nu mai interesează? Ce faci la nuntă? Stai acolo, vin fotografii mă la un parc acolo, la rațe, în chiosul. Vin că din comunia civilă. Îi ia cu el martorii și șapte fotografii. Unul cu drum, altul cu... Nivele oricum în toate pozele arată ca unul de la resuscitare, de la pinte, în toate pozele. Hai de pula mea ce-am făcut. Mireasa din 11.000 de poze, niciuna nu-i convine. Mai bine selfie-ul făcut de ea. Așa e viitoare mireasa, așa e soarta femeie, vedeți? Lângă un bărbat. Prima dată prietenă, paia logodnică, după aia mireasă. Până în mână. Asta e viața! Asta, stai la nuntă, acolo e mai ascuns muzică și zice la un moment dat pornostarul stele. Și o clubă! Dedicație din partea socului mic, surpriză, nunții, Andra! Vine Andra de la baie cu două balerine din pene, cântă hiturile ei foarte deștepte, niciodată să nu spui niciodată. De asta. Sau după aia, inevitabil va fi. Eu aștept șlagărul unde e multă lume, o fi și înghesuială. Totuși, dacă faci nuntă și aduci invitat muzical surpriză, atunci, domnule, în 20, August Păhrușcă. Să-ți cânte linui din cerălin, cu milingusul mai fin. Sau de când s-au legalizat astea în Canada. Să-și combine repertoriu. Scolegați de din pătus și mi-e de un muguruț. Stai acolo și lingi pe bere. Că de acasă te pregătește nevasta, mă iară, spune că să bei numai bere la nuntă, că ne faci de rușine. Uite, n-ar fi nimic dacă ai bea și tu bere cum beau alții. Care pula mea să ia alții? Că te-ți prietenii mei beau pe mine. Nu mă bere să bei. Deci e voie să bei ceva alcool la nuntă. Că de-aia și la nunta din Cana Galilei, nu-i așa, Mântuitorul a transformat apa în... în vin. Că n-are nimic împotriva alcoolicilor. Că dacă avea ceva, o transforma în salată băf pe frunză de salată. Dar noi ardelenii suntem mai tare decât Mântuitorul. Am transformat vinul în apă, ca șelbem! De ciudă! Somelieri ăștia, mă, somelieri, când îți arată în paharul vinuț, așa ne întorc de gândești că să fut cu paharul. Așa făcă totul. Someli, numai vinuri albe. Și zice, vinul ăsta alb merge cu brânzica, am și un... Ori apărut mai nou somelier de bere, ce te învață? Cum s-o râgâi?
că zice, berea acum e bună artizanală, așa, fi la mestești de lume, știi? Și la un moment, nenea Iancu te pune în capra noastră și ți-o dă la gaură de acolo. Cum să bei, bei două beri la nuntă, te duci, o piști, să întâlnești sârpurile, vii înapoi. Bă, eu vreau să... Că vremuri mi se zicea, ficatul petrece. Bă, vrei să te înveți așa de rău, ca doua zi să nu mai știi nimic, să iei viața de la zero, ca un nou născut. A doua zi când te treziri, să-ți descoperi mânuțele. Să faci ochișori. Să deschizi gura, dar în gură ți-a fătat pisica. În jurul tău sau de noi, bă, mâncă și ardealul lui Ion, că arde. Eu încă-ți la nuntă? Nu! Televizorul e pe Eno, telecomanda ți-n cur. Ce trebuia să fie? E pula mea. Să te duci la toaletă să faci pipi. Nu, nu mai e caz. Să te uiți, am mașină, bine. Să te uiți în portofel. M-or fura, fute-i, Dumnezeu! Și să zică nevastă, nu ți rușine! Te-ai îmbătat! Și ai și copil! Da, am un băiat, un an și trei luni. Eu v-am mai zis cu copiii ca matematică. Mama se cunoaște, tatăl se deduce. Așa lumea e surprinsă când ies în oraș cu căruțul și... Ai copil? Da, doamne, am și tensiune. De ce n-aș face? La un moment dat și poc, el mai umblă pe încet. Zice, o, domnul Benzi, ce aveți copil? Eram cu căruțul. Cu... Da, da, zice, pot să-l văd? Zic, uite. N-am mai apucat să-i zic că trotuarele sunt guste, că nu-s loc de... La un lider din, de pe calea mare, de pe varianta Zorilor, sunt și trei locuri de mama și copilul. Tot timpul când mă duc cu copilul la cumpărături și cu mama lui, tot timpul alea sunt ocupate, dar n-am niciun scaunel de mașină. De copil în mașină. Păi și la un moment dat văd o tinerică cu un brâng. S-a dus la mașină și zic, ce vrei? Îți dă țâță încă, prietine ta. Că bă! Să vezi că voi aveți locuri speciale, alea albastre cu scaune la alea. Mi-i simpare, am făcut botezul. La botez acum mai nou trebuie să vină ursitoare. Triptiz de îmbrăcate în voală. 6 milioane, așa. Tatăl zis, eu le-aș fute. Ursitoare care îi prezez la fiul meu destin măreț, o să aibă bani, carieră, o să fie cel mai apreciat. Eu am dat bani și una zice, nu vă supărați, unde e baia? Prezi? Fă o proiecție, că dacă nu prezi, că te cași pe tine, hai, vedeți? Nu, dar acum de când merge extraordinar, de când merge... Toate obiectele perisabile din casă, toate obiectele casabile s-a trecut, a fost, am avut, s-a spart. Mergem să-i cumpărăm o jucărie, luăm două de un fel, că pe când îi plătim una, e și stricat. Bă, dar ce trag banii de pe noi, pe fundul ăsta sensibil al părinților, știi? Să ia animal, să vadă, că nu, într-un apoc, că nu prea vezi animale, numai bizoni în trafic, știi? Cu 70 de lei, o văcuță, arată ca dăncină, dar fără cop. Porc, un... Bă, dar după aia tiranosauri, toată colecția, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor. După aia au apărut Kentosaur. Ce pula mea asta e un dinozaur care fumează, știi? O să apară la un moment dat o broască plină de floci și cu o pulă în frunte, Penisosaur. Nu se joacă copilul, îi toace la masă. Am zis atunci, hai să luăm animale cunoscute, inoroginalii pații, ponei zburători, dragon care scuipă flăcări, animale care se văd în Cluj tot timpul, când e antoltul, Cluj Arena devine cuibul dragonului. Unde pulă și până unde pulă să fie cuibul dragonului, că noi n-am avut nici dinozauri. Am
am avut dinozauri pitici, de-aia bocosaurul nu se rezolvă. E așa. N-am avut așa ceva. Merg pe elicopterele, survolează și poate că e o păvăruță ce râde. Să mai bage și de astea, că-i poți, Doamne, mixuiește. Hai, Van Buren, știu că poți. Și apoi îi place acum gașca zurnii. Am o căsuță mică, așa, 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 așa. La cine-i se ridică? Da, se ridică. Îți mai scumpe biletele la gașca zurnii decât la Antos. Dar media de vârstă e mai ridicată la gașca zurnii decât la concertul lui Smiley. Dar n-am înțeles, e videoclipul făcut acolo pe YouTube, că el te pun la copil și apare Corina Bud. În videoclip ăla-i pentru tătici. Să mai apare și Alina Pugan. Ai o plică mică, așa, așa, așa. Alina Floridică, așa, 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 așa. Vara asta, nu crezi repede, i-am schimbat de două ori sandalele. De vasta mea, ne? Hai să-i luăm. 1.800.000. Îți scrotul meu să. Da, da, zice, că-ți de piele. Și scrotul meu e de piele. Acum asta nu mă înțelegeți greșit. Chiar dacă nu se vede, mă topesc după ea. I-am lăsat burtă că de-ți proști îți lasă barbă. Am pus la burtă să joacă copilul, că n-are colțuri ca mobil. Dar e foarte greu, după o vârstă o să vedești. Bă, pe vremuri când zăgeam o beșină, la capătul ele au artificii, ca la întunt. Acum strâng din buci, că iese electric astăzi. Chină. M-am dus la un doctor să mă ecografieze, zice, ai ficat gras, da pe dracu. Era mausul, mergea ca matizul cu cauciucuri de vară pe feleacul ianuarie, așa de rata. Zice, o scos un CD, zic, așa să faci o piesă, zice, să te duci la interpretat. Am un prieten la filarmonică, dar zice, nu, zice, trebuie la un rezident. Ești un rezident în nouă. Nu m-am mai dus, zice, trebuie să iei medicamente. Mi-a dat soacră-mea niște medicamente. Ea nu ia medicamentele, nu le ia, că zis că în 5 ani poți să-i apară arsul la stomac. A zis, ai 75, în 5 ani ceva arsură, trebuie să. Soacră-mea e foarte ok, adică a fost răcită săptămânile trecute, numai vitamina C, lămâi, după o săptămână a întrebat-o, no, cum e mama, cum e? Încă nu-s om. Știam. Eu trecut în cealaltă, zice, merg la cimitir. Doamne, fiule. Îmi zice, vin pe când îți gata sarmalele. Dar zic, nu vrei să-ți duc eu la cimitir sarmalele? Sarmale, pită, smântână, colivă, ți le duc eu. Că mai pățit o altă, să grăbea să vină la mâncare din cimitir, s-o împiedicat de un capac și-o dat cu piciorul de o criptă. Îmi zice, bine că ești aici. Nu aveți sacră. Să vedeți. Nici eu n-am crezut că o să zic bancul cu sacră. Nu, dar de ce mă duci? Că am de dus și formă. Ce faci? Renovezi garsonieră? De ce mă duci tu sau chem un taxi? Zic, de la Triful Funebre. Acum sunt, zic, e un pic rece. Dar te conserv. Trebuie să joacă mult cu copilul. Avem și o icoană catolică dată de un reformat de la ortodoxi. Și îl cheamă pe copil la icoană și zice, piști, drag, pe copilul meu, piști, dragă, hulosus, Mario. Hulosus, Mario. Și aștept să zică copilul că e moț ca și mine. Sus, 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 la munte sus, acolo și am cuitus. Sus, sus, sus. Să rămână mult! Nicu Bendea, prima seară de la Fisc. Mulțumim, Iancu Șerbănescu, Spotlight și, în primul rând, vouă!